Când citim în Roman 9 că Dumnezeu pe unul l-a iubit și pe altul l-a urât, ne minunăm cum Dumnezeu poate ca să urască pe cineva. Când citim că Dumnezeu pe unul l-a ales și pe altul nu l-a ales, că unul este vas de ocară și altul vas de cinste. Firea noastră ne atrage atenție cum poate Dumnezeu să nu iubească, să nu mântuie, să nu aleagă. Ce ar trebui să ne minuneze este cum poate un Dumnezeu sfânt să mântuie pe cineva, să ierte pe cineva, să iubească pe un om care îl scuipă în față și îi spune că n-are nevoie de Dumnezeu. Dar noi ne minunăm cum Dumnezeu lasă pe oameni în păcat. Minunați-vă că din toate miliardele de oameni care au călcat pe acest pământ există unul mântuit.